distinguished guests, stimați membri ai Senatului Universității din Petroșani, domnule rector, vă urez bun venit la festivitatea de înmânare a titlului academic onorific, doctor honoris causa, al Universității din Petroșani, domnului profesor dr. Ianuș Grabara, profesor universitar și conducător de doctorat la Universitatea de Tehnologie din Częstochowa, Polonia. I welcome you to the awarding ceremony of the honorary academic title Dr. Honoris Causa of the University of Petroșani to Professor Dr. Ianuș Grabara, University Professor and PhD Supervisor at the University of Technology in Częstochowa, Poland. Dr. Honoris Causa este titlul pe care Senatul Universității din Petroșani îl înmânează astăzi domnului profesor Ianuș Grabara pentru contribuția deosebită la dezvoltarea învățământului superior din Polonia și din România, atât în plan academic cât și în plan științific. Pentru susținerea oferită dezvoltării învățământului cu profil economic și de management de la Universitatea din Petroșani, pentru promovarea Universității din Petroșani în mediul academic și științific mondial. Dr. Honoris Causa is the title that the Senate of the University of Petroșani handles today to the Professor Ianuș Grabara for his special contribution to the development of the higher education in the Poland and Romania, both academically and scientifically fields, for the support provided to the development of economics and management education at the University of Petroșani, for the promotion of the University of Petroșani in the world academic and scientific fields. Aprecierea personalității domnului profesor Ianuș Grabara poate fi făcută prin prisma contribuției domniei sale la cunoașterea din domeniu, pe baza lucrărilor științifice susținute la conferințe, a lucrărilor, manualelor sau tratatelor de specialitate publicate, dar toate acestea vor fi prezentate în laudație. The appreciation of the personality of Professor Ianuș Grabara can be made in the light of his contribution to knowledge for the field on the basis of scientific papers held in conferences, the published papers, textbooks of treatises, but all of these will be presented in laudatio. Vă fac cunoscut că printre noi se află invitați de la Universitatea de Tehnologie din Częstochowa, profesor PhD Sebastian Kot, profesor PhD Ioana Tabor, profesor PhD Marius Sroca, PhD Bartek Opiet și doamna conferențiar doctor Larisa Dragolea de la Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia. Menționez că au fost parcurse toate etapele procedurale privind acordarea acestui titlu, astfel propunerea a fost votată și avizată în Consiliul Facultății de Științe, a fost dezbătută, votată și aprobată în Senatul Universității din Petroșani, conform hotărârii numărul 31 din 21 februarie 2019. În calitate de rector al Universității din Petroșani, adresez rugămintea domnului profesor universitar doctor inginer Radu Sorin Mihai să prezinte laudația. Mulțumesc! Stimați membri ai Senatului, ca să nu vă speriați, citesc numai în română. Laudația asupra activității desfășurate de domnul profesor universitar dr. Abil, inginer Ianuș Grabara, propus pentru acordarea titlului de doctor honoris causa al Universității din Petroșani. Aprecierea de care se bucură astăzi Universitatea din Petroșani este rezultatul bine meritat al eforturilor pe care comunitatea noastră universitară a depus constant timp de peste 7 decenii pentru afirmare pe multiple planuri în lumea academică din țară și din străinătate. Drumul ascendent în planul imaginii, dar mai ales în conținutul calitativ al activităților didactice și de cercetare științifică desfășurate de către universitatea noastră, a fost trasat și cu sprijinul pe care personalități marcante ale școlii superioare române și internaționale ne l-au acordat în mod constant, dar mai ales în momentele cruciale, împărtășind cu generozitate și dezinteresat
din experiența managerială, didactică și de cercetare. Sunt numeroase personalitățile care merită să fie citate, dar din rândul acestora, astăzi ne oprim la domnul profesor Ianuș Grabara, de la Universitatea de Tehnologie din Częstochowa, căruia îi dedicăm acest eveniment științific prin decernarea înaltului titlu academic de doctor honoris causa. Acest eveniment ne oferă onoranta oportunitate de a recunoaște o personalitate de excepție în domeniul managementului și economiei, care, prin competențele sale demonstrate, rezultatele științifice deosebite, profesionalismul și dăruirea în slujba dezvoltării științei managementului, reprezintă un model demn de urmat pentru comunitatea noastră academică. Universitatea din Petroșani, la propunerea Facultății de Științe, cu avizul Consiliului de Administrație și prin girul Senatului Universitar, după parcurgerea tuturor fazelor legale, regulamentare și procedurale, prin vocea rectorului, are astăzi privilegiul de a pronunța, cu deosebită onoare, prezenta laudatio, redactată pentru a susține acordarea titlului onorific de doctor honoris causa al Universității din Petroșani, domnului profesor universitar doctor inginer Ianuș Grabara, pentru contribuția deosebită la dezvoltarea învățământului superior din Polonia și din România, atât în plan academic cât și științific, pentru susținerea constantă oferită dezvoltării învățământului cu profil economic și de management la Petroșani, pentru promovarea Universității din Petroșani în mediul academic și științific mondial. Rezultatele științifice de excepție și larga recunoaștere națională și internațională de care se bucură astăzi personalitatea domnului profesor universitar dr. Inginer Ianuș Grabara au la bază o solidă și temeinică pregătire care realizează o îmbinare perfectă între pasiunea sa pentru management și dorința de a aduce un plus de cunoaștere în ceea ce privește mecanismele complexe de funcționare ale sistemelor economice actuale la nivel mondial, european și național. Născut la data de 19 februarie 1955 în Częstochowa, a absolvit Facultatea de Inginerie Electrică a Universității de Tehnologie din Częstochowa în anul 1979, desfășurând inițial activități profesionale în domeniul ingineriei, ca asistent în cadrul Biroului Structural de Mecanizare a Construcțiilor Varșovia, sucursala din Częstochowa și, în continuare, ca și cadru didactic la Școala de Construcții Auto. În anul 1991 devine membru fondator al Agenției de Dezvoltare Regională, care sprijină dezvoltarea economică și industrială a regiunii sileziene, precum și inițiator, coorganizator și manager al Colegiului Economic al Asociației Pedagogilor din Polonia. După absolvirea studiilor postuniversitare din domeniul tehnologiei informației, în 1996 este ales președinte al Consiliului de Administrație al Convenției Societății Poloneze de Calculatoare și începe o carieră universitară de excepție la Facultatea de Management a Universității de Tehnologie din Częstochowa. După obținerea, în decembrie 1999, a titlului de doctor în domeniul economiei, specializarea management, cu teza de doctorat intitulată Identificarea și cuantificarea amenințărilor la adresa proceselor de lucru din domeniul energetic, ca baza modelării sistemului de management al securității, întreaga carieră profesională a domnului profesor Ianuș Grabara a fost orientată pe trei direcții complementare. Activitatea de cercetare științifică, activitatea de predare în domeniul universitar, respectiv acumularea și transmiterea de know-how în ceea ce privește managementul activităților economice și industriale. Menționăm aici doar câteva din principalele repere temporale ale activității profesionale ale domnului profesor universitar dr. Inginer Ianuș Grabara. 1996, profesor asistent la Częstochowa University of Technology. 2002, membru al Consiliului de Supraveghere din cadrul societăților Trezoreriei Statului. 2003, președintele filialei Silezia Superioară din Katowice a Societății Poloneze de Tehnologie Informației. 2006, membru al Consiliului de Supraveghere al companiei Bitum pentru restructurarea minelor. 2007, director minier de gradul 3, numit de Ministrul Economiei și vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al companiei Bitum pentru restructurarea minelor. 2008, profesor plin la Częstochowa University of Technology. 2009, creator și redactor șef al Polish Journal of Management Studies, revista indexată Scopus și Clarivate Analytics,
2009, conducător de doctorat în domeniul management. În 2011, director al Institutului de Economie și Tehnologie Informatică din Universitatea Tehnică Czestochowa. 2012, recenzent al cererilor de granturi depuse la Academia de Științe Sociale din Slovacia. 2008-2016, membru al Senatului Universității de Tehnologie din Czestochowa și decan ajung pentru studii extrașcolare din cadrul Czestochowa Universității of Technology. Realizările remarcabile, atinse în plan didactic și managerial, se împlătesc, așa cum era și firesc, cu cariera științifică. În acest domeniu, rezultatele neobosite activități de cercetare desfășurate de către domnul profesor universitar dr. Ianus Grabara s-au materializat prin peste 300 de publicații, printre care se includ 22 de cărți și tratate universitare, 18 capitole de carte în volume colective, 16 volume ca editor șef, 62 articole și lucrări indexate ISI și Scopus, 90 articole publicate în prestigioase reviste BDI, 115 articole prezentate sau publicate la conferințe internaționale din Zilin, Ostrava, Cairns, Australia, Mumbai, India, Košice, Ostrava, Budapesta, Havana. Singapore, Kuala Lumpur, Atena, Baltimore, SUA, Miskolc, în Ungaria, Santos, Brazilia, Birmingham, Minsk, Beijing, Bangkok, Alba Iulia, Sibiu, Cluj-Napoca, Târgoviște, București, Craiova și Petroșani și zeci de alte lucrări și comunicări științifice susținute la manifestări științifice din Bolonia. Numai puțin numeroase sunt participări de profesorul Ianus Grabara la programele internaționale de cercetare și de construcție instituțională internațională, dintre acestea amintindu-se dezvoltarea colaborării educaționale și științifice dintre facultățile de economie din grupul de la Visegrad și țările Europei de Sud-Est 2007-2009 din cadrul programului strategic Visegrad. Cercetări privind direcțiile de dezvoltare ale personalului ingineresc în contextul schimbărilor structurale din economia Sineziei, Uniunea Europeană, Fondul Social European. Oportunități academice antreprenoriale pentru dezvoltarea Universității Tehnice din Czestochowa 2009-2011, finanțat de Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman. O strălucită activitate de recenzare, promovare și diseminare a activității de cercetare științifică, precum și de coordonare, expertiză științifică și consultanță, completează cariera cercetătorului Ianus Grabara. Domnia sa este un membru în colegii de redacție sau comitete științifice, nu mai puțin de 12 reviste științifice prestigioase naționale și internaționale, cum ar fi Quality Production Improvement Journal, Global Journal of Business Social Sciences Review, Journal of Environmental Management and Tourism, Polish Journal of Management Studies, Journal of Business Management and Economics, Journal of Environmental Research and Management, Elsevier, Annales Universitatis Apulensis Series O Economica, Valachian Journal of Economic Studies, Annals of University of Petroșani Economics, și așa mai departe. Mai mult a fost membru al Comitetelor Științifice Internaționale la peste 60 de conferințe științifice desfășurate în ultimii 20 de ani. Sperăm că acordarea titlului onorific de doctor honoris causa domnului profesor universitar dr. Ianus Grabara este o binevenită răsplată în raport cu eforturile sale permanente de autoperfecționare, iar pentru întreaga comunitate academică a Universității din Petroșani este un motiv de gratitudine și onoare. Ne manifestăm convingerea că, prin intermediul acestui demers, comunitatea academică a Universității din Petroșani și-a atras un nou membru valoros, care prin dăruirea și eforturile sale va contribui și pe viitor la dezvoltarea și creșterea vizibilității în plan internațional al universității noastre. Vă mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim, domnule rector! And now, in order to recite the title of the University of Petroșani, Dr. Honoris Causa, I invite you, Professor Grabara, to dress the robe with the help of our colleague. Mm-hmm.
Voi citi diploma. Ministerul Educației Naționale, Universitatea din Petroșani, Senatul Universității din Petroșani conferă domnului profesor universitar doctor inginer Ianoș Grabara titlul de doctor honoris causa, în semn de prețuire pentru întreaga sa activitate didactică și științifică, pentru merite deosebite în dezvoltarea învățământului superior și cercetării științifice. Semnează președintele Senatului. Now I invite you, Professor, to present your speech prepared for this ceremony. Yes, thank you very much. Please. Where we? Dear Honorable President of Senate, dear Honorable Rector, dear Honorable Vice Rectors, dear Honorable Member of Senate, and invited guests, friends, and friends from University of Petroșani also, choosing the topic of this lecture is very difficult for me, because what find for this great ceremony, personally for me is also great ceremony. What the topic of this lecture? I consider that subject of matter is the field which is consist with the teaching terms at the University of Petroșani. It's that is the department of. Very strong department of mining, and it's also associated with management of occupational safety and health. But for me, of this present, this listener will be familiar and will not interesting for others.